Dragi vărsători, bine ați venit la horoscopul lunii noiembrie, o lună în care aveți activitate, nu glumă, pregătiți-vă pentru un maraton astral, că pe toate planurile veți avea tot felul de provocări, în care chiar voi aveți un rol principal. Voi declanșați marile provocări ale acestei luni. În primul rând, noiembrie este luna prin care soarele trece prin Scorpion mai întâi și pentru voi Scorpionul este o poziție înaltă, este pe mijlocul cerului, e zona pe care o arătați voi la toată lumea, de care sunteți mândri, zona marilor voastre realizări, succese, împliniri, și acolo o să vedeți cât activitate este, că nu e doar soarele în Scorpion, ci mai sunt și încă alte trei planete care au activitate. Iar după 22 noiembrie, soarele intră în Săgetător și de acolo pentru voi e un aspect foarte bun, pentru că Săgetătorul pe harta voastră este casa 11, casa voastră. De pe 22 noiembrie încolo până prin decembrie, străluciți, ieșiți în evidență, aveți ceva de spus, aveți un mesaj de transmis lumii, e un moment de eliberare, de libertate. Ce iubește mai mult și Săgetătorul, dar și Vărsătorul din voi? Libertatea, independența, spațiu. E un moment în care simțiți nevoia să rupeți lanțuri, limite, granițe, constrângeri, că tot o să fie constrângeri, o să vedeți câte se întâmplă pe harta voastră. Pe 4-5 noiembrie are loc faza de lună nouă din Scorpion. V-am spus că Scorpionul este o zonă actor principal în evenimentele acestei luni și vom vorbi despre asta pendelete la sectorul carieră, pentru că acolo se produce luna nouă, iar luna plină de luna aceasta are loc pe 19 noiembrie și se formează în Taur, ceea ce pentru voi este un sector al trecutului, al amintirilor, al emoțiilor interioare, al familiei, al casei, al locului pe care voi îl numiți acasă, dar acasă este și sufletul vostru. Casa sau sufletul, sau și sufletul. Și acolo în Taur se află și Uranus, guvernatorul vostru, care este un sector foarte activat, de care sunteți foarte preocupați. Și luna plină, zic acum despre ea pentru că nu mă voi referi pe parcursul horoscopului la casa a patra, acolo unde are loc această lună plină. Luna plină de luna asta e mai specială pentru că vine la pachet și cu o eclipsă de lună. Dar o eclipsă ușor atipică, în sensul că eclipsele se formează atunci când faza de lună nouă sau lună plină se formează pe axa nodurilor lunare. Nodul nord cu nodul sud, ați mai auzit voi de ele, și care de anul trecut trec prin Săgetător și Gemeni, respectiv Gemeni, iar în decembrie părăsesc acest sector și vor intra în zodia anterioară, adică Scorpion-Taur, că nodurile lunare merg invers decât celelalte planete. Au mers retrograd din start. Ca atare, este atipică pentru că axa pe care se formează luna plină, adică opoziția soare-lună, este soarele în Scorpion cu luna în Taur, pe când nodurile lunare sunt un pic câș, adică nodul nord în Gemeni și nodul sud în Săgetător. Deci un pic diferit, dar totuși e eclipsă, totuși se formează eclipsă. Este de fapt o avanpremieră a unei serii de eclipse care va începe undeva peste 6 luni și care această axă o să vizeze, Scorpion-Taur, acolo unde este acum luna plină, tot Scorpion-Taur. Vor avea loc peste 6 luni, peste 12 luni, peste un an și jumătate, vor fi 3 serii de eclipse pe această axă, dar iată, o avanpremieră are loc chiar acum și se formează pe această axă a cu luna plină în sectorul familiei, casei, domiciliului, sufletului vostru, emoțiilor voastre interioare, dar și pe o axă profesională deopotrivă, pentru că soarele este acolo, în Scorpion. Deci clar că pentru unii este un moment în care parcă începe să vă puneți problema, eu pe ce să pun accent în următorul an și jumătate, de exemplu, în viața mea. Să pun accent pe carieră sau să pun accent pe familie,
să fac un copil sau să prin rădăcini în muncă. Unii vor da prioritate jobului, alții vor da prioritate vieții personale. E, voi intrați, vărsătorii, care asta faceți de o vreme încoace, cam de când a intrat Saturn la voi în zodie, asta faceți, tot felul de întrebări. Bun, și eu cu cine votez, vorba aia. Eu mă axez pe ce îmi cere Saturn, adică responsabilități, dar responsabilitățile pot fi de două feluri. Cele profesionale, vă cam căsătoriți cu jobul, sau familiale, semn că faceți un copil, vă vedeți de casă și așa mai departe. E, va fi un moment de alegere pentru voi, de analiză, numai că nu o să o faceți peste noapte. Poate dura 6 luni, un an jumate de acum încolo. Cât timp vor trece axa nodurilor lunare va trece prin secțiunea asta, familie versus carieră. Clar că voi vorbi la horoscopul anului 2022 despre asta foarte mult, dar iată, avanpremiera are loc acum. O să vedeți probabil roadele în următoarele 6 luni, 12 luni și așa mai departe. Dar o lună plină în Taur, clar că pune preț pe sufletul vostru, acolo e un tumult, acolo descoperiți ceva, poate găsiți ceva care vă oferă stabilitate, siguranță, încredere. Poate unii se preocupă de o casă și asta e posibil. Hai să-mi caut casă, hai să mă mut, hai să schimb țara. Poate unii căutați un job în altă parte și plecați din țară. Deci e un loc, e vorba de probabil și de locație, nu numai de siguranța emoțională. Vreți siguranță, securitate, un loc în care de acum înainte să spuneți că vă simțiți bine, că prindeți rădăcini, că vă simțiți acasă. Hai să vorbim ce se întâmplă în vărsător, în casa întâia, casa voastră, că se întâmplă așa de multe, că nici nu știu cu ce să încep. În vărsător, din decembrie anul trecut, știți foarte bine că trec frumos, încet, braț la braț o vreme, pe urmă s-au despărțit, Jupiter și Saturn. Luna viitoare, Jupiter vă spune la revedere, se mută în Pești, de-a binelea, că a mai făcut o trecere în Pești și undeva pe la mijlocul acestui an, dar, iată, e ultima lună, dar putem spune și decembrie, că spre final de an, practic, iese Jupiter de acolo, sunt ultima strigare a lui Jupiter în vărsător. Nu mai este retrograd, semn că își vede de drum tot înainte ca să iasă din zodia voastră luna viitoare. Dar ce s-a gândit Jupiter așa pe ultima 100 de metri pe la voi prin zodie? Ia să răscolesc eu niște lucruri pe aici. Că bun, eu vin, schimb, aduc noutate, că asta a făcut Jupiter, v-a adus o grămadă de provocări, de noutăți, de schimbări benefice la urma urmei, pe care Saturn le-a consolidat, le-a dat concretețe. E, și acum ambele planete de aici, și Jupiter și Saturn, Saturn mai stă mult de acum înainte, încă vreo 2 ani să la voi în zodie, dar Jupiter acum pe ultima 100 de metri răscolește tot ce poate răscoli și ce n-a răscolit un an de zile. Știți bine că Jupiter vine cu schimbări și în cazul în care acum o să spuneți, o să-mi ziceți, dar eu n-am schimbat nimic, cine știe, taman acum se schimbă ceva, taman acum vi se dă vățea peste cap, că până acum Jupiter s-a și jucat, v-a dat unele lucruri bune, v-a tentat în anumite direcții, v-a pus și la încercare. Dar încercările s-ar putea să ajungă acum într-un moment de apogeu. De ce? Pentru că ambele planete de aici, din zodia voastră, din ograda voastră, vor forma quadraturi cu planetele din Scorpion și care vă spuneam că sunt într-un sector înalt al vieții voastre, în casa 10-a, locul căruia îi dați voi multă atenție, prioritate, greutate. Casa 10 e casa carierei, ca atare ceea ce spun aici va fi valabil și în sectorul carierei, dar e imaginea publică, e succesul, e împlinirea, e realizarea, e ce puneți voi mai sus, mijlocul celor sus, deasupra capului, ceea ce strălucește deasupra voastră și cartea voastră de vizită este acolo, Scorpion. Și asta e momentul din an când trec planete prin Scorpion. N-a fost nimic luna trecută, n-o să mai fie mare lucru nici luna viitoare. Acum, în noiembrie, e maximum și toate aceste planete din Scorpion formează quadraturi cu planetele din Vărsător. 3 în Scorpion cu 2 în Vărsător, 3 ori 2 face 6. 6 quadraturi în total, din care 5 luna asta. Va mai fi una în decembrie. Încât
ziua și bucata așa, sau săptămâna și bucata, o să aveți câte o confruntare, cam în felul următor. Pe 1 noiembrie, soarele de Scorpion formează cuadratură cu Saturn din Vărsător. Pe 10, Marte din Scorpion, cuadratură cu Saturn din Vărsător. Pe 11, Mercur din Scorpion, cuadratură cu Saturn din Vărsător. Deci, prima parte a lunii este dedicată cuadraturilor cu Saturn și care sunt extrem de rare, nu s-au mai produs de 28 de ani. Deci, în 1993 nu s-au mai produs. Dacă sunteți foarte tineri, practic, prima dată le resimțiți. După care încep cuadraturile lui Jupiter. Cam în felul următor. Pe 15, Soarele din Scorpion, cuadratură cu Jupiter din Vărsător. Pe 21, Mercur din Scorpion, cuadratură cu Jupiter din Vărsător. Iar luna viitoare, în decembrie, va avea loc și cuadratura lui Marte din Scorpion cu Jupiter din Vărsător. 5, doar luna asta. Unicat. Niciodată n-a mai fost asemenea aglomerație de cuadraturi, că de planete tot au fost, dar de cuadraturi simultane. Pentru că da, acum 12 ani, pentru că atunci s-au format ultima dată cuadraturile lui Jupiter, acum 12 ani s-au produs ale lui Jupiter, acum 28 de ani ale lui Saturn, dar simultan, pentru că le aveți simultan la voi în Zodie. Apropo, există un film dedicat acestui aspect, Jupiter și Saturn, simultan prin Vărsător, căutați-l acum pe ultima sută de metri, în cazul în care nu l-ați văzut în decembrie anul trecut când a fost publicat, este în secțiunea de horoscop al anului 2021, cred că acolo este, căutați-l. Bun, deci aceste cuadraturi separat au mai avut loc, dar nu simultan în aceeași lună. Niciodată. Nu o să mai fie așa ceva niciodată. Așa, pregătiți-vă, v-am spus care sunt datele, plus minus câteva zile înainte și după, toate aceste aspecte de la voi din Zodie generează tensiuni, conflicte, probe de încercare, schimbări, atitudini curajoase, luați taurul de coarne, provocări ale vieții, riscuri pe alocuri, vă asumați riscuri de schimbare, că Scorpionul vă îndeamnă la schimbare. Dar o schimbare greu de făcut, pentru că taman planetele de la voi din Zodie sunt cele care blochează, semn că unii renunță, nu se simt pregătiți să facă față schimbărilor și renunță, nu le mai fac, gata, le las pe altă dată, alții se luptă, ba, dar le fac cu orice preț, că Scorpionul are curaj, e un pic nebun, inconștient, dar și Vărsătorul din voi are o doză de inconștiență, se știe, voi aveți pe Uranus alături ca aliat și Uranus vă îndeamnă să fiți un militant, un curajos, un eliberator, un revoluționar. Da, poate fi un moment de revoluție personală în viața voastră. Deloc ușoară. Ce să mai vorbim? Imaginea voastră se schimbă, imaginea voastră de sine. Viața. Casa 10 este o casă și a destinului, a vieții voastre, acolo unde, spre ce tindeți voi. Visele alea cele mai mari, ambițiile alea, ambițiile, nu visele, ambițiile voastre cele mai mari sunt acolo în casa 10. Și acolo se clocotește ceva. Greu. Nu zice nimeni că e ușor, cuadraturile nu sunt ușoare, cuadraturile sunt mari probe de încercare și sunt doar luna asta. Luna viitoare va fi mai liniște, luna anterioară a fost mai liniște, dar acum, pe bandă rulantă, bineînțeles, nu o să fiți același vărsător trecut prin toate cele 5 probe. Unii o să simțiți o cuadratură, alții altă cuadratură, alții pe toate, dar faceți față, n-aveți grijă, faceți față. V-am spus care sunt datele, deci odată la câteva zile mai aveți parte de o cuadratură. Dar Jupiter are și un aspect bun, la un moment dat are și un aspect bun, și anume Jupiter de aici din Vărsător formează în prima zi a lunii o frumoasă alianță cu Mercur din Balanță. Idei bune, soluții bune, iar acest trigon, că de trigon vorbim aici, acest trigon este binefăcător, este optimist, echilibrează lucruri, vă încarcă de energie pozitivă și este al treilea trigon de acest gen din ultimele 3 luni. A avut loc o dată în septembrie, o dată în octombrie și acum a treia oară în noiembrie și gata pentru alți 12 ani. Dar e bun, primiți de acolo soluții, idei bune de a rezolva problemele, idei, inspirație pentru a face față acestui tir de provocări prin care o să treceți, lecții de viață, informații necesare, oameni de la care să primiți îndrumări benefice, susținere, suport.
oameni pe care vă puteți baza. Dar cred că sunt lecții de viață. Mercur în balanță pentru voi este într-un sector al învățăturii. Învățătura efectiv la școală sau învățătura, metaforic vorbind, la școala vieții. De acolo vin iar și iar și iar și au venit și lunile anterioare. Și luna trecută a fost tir de lecții benefice pentru voi. Că balanța este într-un sector bun pentru voi, formează trigoane. Și iată este ultimul trigon de acest gen în care primiți de acolo soluții pe bandă rulantă să depășiți cu brio ceea ce urmează în această lună. Înainte de a vorbi despre bani, am să spun un pic și despre Uranus, că și Uranus are o activitate intensă. Uranus este unul din guvernatorii voștri. Despre Saturn, celălalt guvernator al vostru, deja am amintit că joacă roluri cheie în toată seria asta de opoziții, de quadraturi, pardon. Și Saturn, apropo de Saturn, Saturn vine cu restricții, el vine cu nuuri, cu uși închise, cu blocaje, încât, da, s-ar putea să resimțiți o luptă mai mare ca oricând pentru tot ceea ce vreți să realizați. Până la urmă realizați, dar cu așteptare, cu răbdare, cu insistență, cu tenacitate, că Saturn e la voi în ogradă și probabil chiar voi de multe ori spuneți nu, nu-i momentul. Da, poate uneori e bine să așteptați să treacă luna asta, pentru că doar luna asta sunt atâtea tensiuni, quadraturi, probe. Mai bine nu vă băgați în niște provocări, dar dacă e musai să fie săptămâna asta, mă rog, luna asta, probabil nu o să le puteți evita și atunci o să resimțiți ciudățenia asta de energii, de quadratură. Revenim la Uranus. Și Uranus are un rol marcant. Dar mai bine am să spun despre el când am să vorbesc la secțiunea carieră, că acolo o să-și lase el amprenta. Iar Uranus, asta vreau să spun așa pe repede înainte, Uranus din Taur, de acolo, doar luna asta formează 3 opoziții cu planetele de acolo, din Scorpion, din sectorul carierei. De aceea am să fac referire la sectorul carierei, că bai, ce e acolo în sectorul carierei, acolo să vedeți provocare. Dar vă spuneam din start că e vorba de 3 opoziții, doar luna asta, toată luna asta și pe lângă cele 5 plus una luna viitoare quadraturi, că am început să mă bâlbâi, gândiți-vă, 5 quadraturi cu 3 opoziții, practic 8 aspecte dificile vă țin pe loc, vă pun la încercare, pe voi, clar, voi sunteți în prim plan, în tir, sunteți în linia întâi pentru a primi tot felul de hopuri, piedici, lecții, dar peste care clar că veți trece. Uranus în opoziție cu Soarele pe 5, în opoziție cu Mercur pe 13 și în opoziție cu Marte pe 17. Cam până atunci, până iese Soarele din Scorpion, Uranus al vostru prinde zona asta, prinde canal liber să mitralieze și el aceleași 3 planete pe care și Jupiter și Saturn de la voi din zodie le mitraliază, mă rog, le ține pe loc. Clar că o să fie ciudat, ceva o să vă spună merge înainte, ceva o să vă spună stai și va fi o lună bizară la capitolul energiei. Ceva vă trage înapoi, ceva vă trage înainte. Așa, un yo-yo o să fie viața voastră în luna noiembrie. Dar stați că am și un aspect bun din partea lui Uranus, să nu-l uit totuși. E vorba de un trigon de pământ cu Venus din Capricorn pe 19, plus minus câteva zile. Venus, în cazul vostru, fiind în casa 12, o casă a emoțiilor. Și cum și Uranus în Taur este tot într-un sector al emoțiilor, unde va avea loc și luna plină, clar că sufletul vostru dă în clocot. Poate din punct de vedere sentimental, poate sunt niște frici acolo, poate sunt niște îndoieli, suspiciuni, griji, un oarecare stres, dar la care puteți găsi soluții. Vă liniștiți că Venus în Capricorn așează lucrurile, le găsește liniștea până la urmă. Dar pe semne că ceva din urmă vă întoarce pe dos, poate doruri, poate regrete, poate nostalgii, dar fiind vorba de un trigon, ele pot fi ameliorate, eliberate, rezolvate, vindecate. Haideți să vorbim despre bani. Sectorul banilor pentru voi este acoperit de Neptun, pardon, de Pești, unde se află Neptun,
am luat-o pe repede înainte. În Pești se află doar Neptun luna aceasta și Neptun are ceva roluri de jucat și unele bune. Pentru că unde sunt peștii? Peștii sunt la 120 de grade, deci trigon cu planetele din Scorpion, unde v-am zis că este aglomerație. Trei planete din Scorpion vor primi binefăcătoare trigoane de la Neptun din Pești. Planetele din Scorpion sunt în zona carierei, Neptun este în zona banilor. Mână în mână, nu? Succesul profesional generează rezultate financiare. Merge bine treaba la servici, merge bine și bănuțul. Și e o perioadă bună în care schimbările pe care le-ați făcut sau pe care poate le faceți acum pot avea și conotații benefice în plan financiar. Toată luna, pe 12, pe 18, și pe 29, iată, odată la câteva zile aveți parte de câte un trigon și trigoanele lui Neptun au acest rol de a ameliora, de a îmblânzi, de a clarifica, de a așeza, de a liniști apele din punct de vedere financiar, cum ziceam, în strânsă legătură cu reușitele profesionale. Dar al doilea guvernator al peștilor este Jupiter și despre care vă ziceam că este la voi în zodie, semn că banii pentru voi contează foarte mult în anul ăsta, vă preocupă subiectul, dar Jupiter are acele trei quadrature în plan, două luna asta, una luna viitoare. Încă nu e chiar simplă perioada din punct de vedere financiar pentru unii. Unii au parte de ameliorări, bugetul se echilibrează, se liniștește, se calmează niște spirite, mai scăpați de niște plăți probabil. Sau nu e așa un mare stres banul, pentru alții e cel mai mare stres. Pe unii vă influențează Neptun în sens bun, pe alții vă influențează Jupiter în sens de tir, de stres, de furtună. Unii aveți bani și e bine, unii aveți bani și îi terminați pe toți și nu mai aveți deloc. Puteți trece de la plus la minus peste noapte. Nu uitați că Jupiter este un generator de excese și Jupiter formează quadraturi luna asta cu Soarele pe 5 și cu Mercur pe 21. Deci, cine știe, aveți, să zicem, aveți un fel de succese profesionale și care vă dau curajul de a cheltui. Și ziceți, a, dacă tot am avut succesul ăsta, e clar că o să țin banii ăștia pe termen lung. Ia să mă duc să-mi cumpăr cea mai tare mașină. Și s-ar putea să vă pripiți, s-ar putea să greșiți. Pripeala, greșeala, impulsivitatea financiară, sentimentul de prea bine, de bunăstare, care poate fi trecător, vă poate, luna asta vă pot crea neplăceri, erori din neglijență, din grabă, din impulsivitate, din încredere prea mare, că Jupiter vă îndeamnă și la excese, și la erori din prea mult elan. Deci aveți grijă la gesturi riscante în plan financiar. Și începutul lunii este unul bun la și la capitolul bani, vă spuneam că e bun și la vă vin idei, vă vin soluții, poate vă vine ideea să faceți vreo școală, vreo un curs, vreo să vă dați un examen, dar începutul lunii, când Jupiter formează trigon cu Mercur în balanță al treilea de anul ăsta, poate veni și cu echilibrări financiare, măcar cu idei. Ce să faceți cu bani, încotro să investiți, de unde să mai scoateți bani, de unde să mai echilibrați niște facturi acolo care vă așteptau de ceva vreme. Deci s-ar putea să scăpați de o serie de cheltuieli care stăteau în așteptare de ceva vreme, mai ales de cât timp a fost Mercur retrograd și acum le mai echilibrați, dar nu uitați că sunteți încă într-o zonă dezechilibrantă, nu dezechilibrată. Deci oricând un risc, un pericol poate să treacă prin contul vostru, prin portofelul vostru și dacă nu țineți sub control, poate Saturn vă ajută să țineți sub control, că Jupiter vă dă mână largă, hai, du-te, cheltuiește, ai bani, simte-te bine. Pe când Saturn, tot la voi în zodie, zice, stai, ușor, vin și vremuri mai grele, hai că vedem noi cum ne descurcăm anul viitor. E, anul viitor s-ar putea să fie bine, că Jupiter va intra în sectorul banilor, dar până una alta, nu vă lăsați furat de magia cheltuielilor,
pe care Jupiter s-ar putea să o facă. Jupiter are de multe ori prostul obicei să ne dea mai multă, să ne ia mințile un pic, să ne zăpăcească cu o senzație de bunăstare, de fericire, merge bine. Și după ce pleacă, să zicem, stai mai că a fost o aventură, ne-am aruncat cu capul înainte. Da, Jupiter ne face să și umflăm balonul foarte tare, mai ales pe perioada cuadraturilor, cum se întâmplă luna asta. Deci riscul de a exagera starea de bine și ceea ce înseamnă și cheltuielile și pretențiile noastre, mă rog, ale voastre, ale vărsătorilor, de fapt și al meu, că și eu sunt vărsător prin ascendent, deci s-ar putea să ne facă să ne aruncăm înainte în cheltuieli, în planuri, în perspective, zicând că o să fie așa tot timpul, dar nu o să fie așa tot timpul, pentru că Jupiter ne părăsește în decembrie și lasă poate un gol, dar poate faptul că e și Saturn acolo, Saturn fiind un profesor, fiind un econom, fiind un contabil atent, poate el ne mai trage de mână, că să nu ne aruncăm cu capul înainte în cheltuieli necugetate. Să vedem ce se întâmplă în plan sentimental, că și aici se întâmplă lucruri interesante. Zona iubirii pentru voi este acoperită de gemeni, pe unde până în decembrie încă mai sunt cele două elemente karmice, nodul nord și Lilith. În decembrie, nodul nord părăsește acest sector. Axa aceasta, nodul nord, de fapt, axa nodurilor lunare, nodul nord în gemeni și nodul sud în săgetător, este implicată în eclipse. Atunci au loc eclipsele, când axa soarelui și a lunii este oarecum aproape de axa nodurilor lunare. Dacă e chiar perfect, atunci este eclipsă totală. De data asta, pe 19 noiembrie, are loc fază de lună plină, care coincide cu o eclipsă de lună. Astfel încât peste alte două săptămâni va avea loc și o eclipsă de soare, dar nu e prima dată când au loc eclipse pe această axă. Au fost și în vară, acum 6 luni și acum un an. Dar gata, se termină eclipsele pe axa gemeni săgetător, deci pe axa iubirii pentru voi. Este o eclipsă atipică, pentru că, deși spuneam că nodul nord este implicat în faza de lună plină și de lună nouă la eclipsă, de data asta, pe 19, când va avea loc luna plină, luna nu este lângă nodul nord. Nodul nord fiind în gemeni, luna plină este în taur, deci în zodia imediat de dinainte. Și totuși este eclipsă. E foarte aproape. Amândouă. Nodul nord se apropie de ieșirea din gemeni, pe când luna se apropie de ieșirea din taur. Dar sunt pe buză, așa, pe cuspidă, pe limită, dar este eclipsă. Și deci este cam ultima lecție, o să mai fie și la luna nouă din decembrie, ultima lecție de natură sentimentală pentru voi. Ce ați avut de învățat? În iubire ați învățat și probabil acum, ca la orice școală, vine testul final, examenul. Ia să văd. Ai învățat sau n-ai învățat? Că dacă n-ai învățat peste 18 ani, sau hai să zic peste 9 ani, te mai iau o dată la ture, zice axa nodurilor lunare. Ca tare e, măcar datorită acestei eclipse, dar și mai interesantă, cea de luna viitoare, de la luna nouă, atunci va fi eclipsă de soare, vă puteți aștepta, și mai interesant a fost acum 6 luni, când a avut loc altă serie de eclipse, da, tot pe aceeași axă, s-ar putea voi să extrageți niște concluzii, să vă dați seama ce ați construit în ultimele câteva luni, că și Lilith a trecut prin ciur și sabie, cum să zic, prin foc și sabie în ultima perioadă. Lilith este o slăbire a scutului protector în iubire, încât foarte posibil unii vărsători taman acum să fi trecut prin cele mai mari taman acum de când a intrat și Lilith, vreau să spun, ba chiar în septembrie s-au și întâlnit cele două elemente karmice aici. Eclipse în zona gemenilor, Lilith în zona gemenilor, întâlnire a lui Lilith cu
nodul nord în zona gemenilor în ultimele câteva luni, clar că voi ați trecut printr-o perioadă foarte complicată sentimental. Lecții de învățat, greșeli din care aveți învățat, parteneri karmici, iubiri karmice, eșecuri sentimentale, decepții sentimentale, erori, multe s-au întâmplat. Relații eșuate, relații imposibile, relații grele, relații cu multe complicații, din care aveți ceva de învățat. Legea comunicării, legea fidelității, legea adevărului, legea sincerității, legea respectului libertăților celuilalt. Toate astea au fost lecții la care destinul v-a supus în ultima vreme datorită acestor aspecte. Toate, bineînțeles, legate de dragoste. Legea pierderii celui drag, legea dualității, legea infidelității, am spus deja, deci foarte posibil unii să fi fost implicați în perioada asta în triunghiuri amoroase, complicate, relații la distanță, relații cu mari diferențe sociale, de vârstă, de cultură, de principii, mai ales de principii, da? Voi credeați cu tărie niște principii, celălalt partener în cu totul alte principii și nu se pupau principiile și totuși v-ați iubit? Și poate vă iubiți încă. Dar se termină marea școală a vieții, odată cu ieșirea nodului nord de aici din Gemeni. Rămâne Lilith încă o vreme, semn că mai aveți niște corijențe așa de dat după terminarea școlii, până vă luați diploma, efectiv. Diploma de om care știe cu ce se mănâncă iubire. Că după aia o să fie liniște mult și bine. Nimic nu o să se mai întâmple. După ce mai iese și Lilith de aici prin primăvară, pauză. Gât acum e furtuna. În septembrie, în vară și acum, cam acum se încheie cursul ăsta al vostru, școala asta și dea Domnul să fie cu bine. Nici o altă planetă nu trece pe aici prin Gemeni, așa că am să vorbesc un pic despre Mercur, care se ocupă de Gemeni, este guvernatorul Gemenilor și Mercur este săracul prins în corzi luna asta. Prins în corzi de planetele din Vărsător, prins în corzi de Uranul, guvernatorul vostru, deci vai, vai, iubirea voastră. Iubirea pentru voi este o lecție, o probă, o școală în continuare, dar știți cum e, atunci sunteți în sesiune, da, ăsta e sentimentul. Am zis că iubirea este o școală, dar e sesiune și sesiune de aia cu examene peste examene, grămadă în care trebuie să arătați tot ce ați învățat și fiind cuadraturi și opoziții, există și riscul să nu știți toate lecțiile. Să mai primiți și câte o notă proastă și câte o muștruluire din partea vieții. Posibil să fie una dintre cele mai tensionate perioade în plan sentimental pentru voi. Despărțiri, certuri, neînțelegeri, discuții aprinse, răceală, probe. Și cu Mercur va fi undeva prin Scorpion, Mercur în Scorpion, ca guvernator al iubirii, e foarte intransigent, e foarte drastic. S-ar putea luna asta voi să tratați iubirea foarte radical. E cum vreau eu și atât. Ori tot, ori nimic. Ambițios, orgolios, egoist, cerând totul așa cum vreți voi. Cu atât mai mult că Mercur, din nou dragul de el, primește aspecte și de la Saturn, unul din guvernatorii voștri, adică cuadratură, îl ține în frâu, și de la Uranus, al doilea guvernator al vostru, deci practic voința voastră e atât de radicală încât uitați un pic de că iubirea înseamnă doi, iubirea e o căruță trasă de doi și că vă cam impuneți punctul de vedere și o faceți un pic cam aspru, cam dur, cam agresiv pe locuri. Și dacă nu aveți un partener sentimental mai împăciuitor, mai calm, mai tolerant, s-ar putea să iasă cu certuri. Poate fi una dintre cele mai grele perioade din punct de vedere sentimental. Și v-am spus, voi sunteți cei care generați aceste tensiuni. Voința voastră, orgolul vostru, dorințele voastre, vi le cam impuneți și o faceți un pic cam dur, ca asta înseamnă Scorpionul. Un pic dictatorial, un pic de sus. Aveți o senzație de
nici nu știu cum să-i spun, am zis dictator, de om care dă ordine, de comandant, de șef, și vreți ca și persoana iubită să facă ce spuneți voi. Greu de crezut. Poate cineva trebuie să se erigeze și în lider, în iubire, dar o faceți un pic cam aspru. Asta înseamnă cuadratură și asta înseamnă opoziție. E cum vreau eu, doar eu și atât. Nici nu știu ce să vă spun, pentru că odată la câteva zile bietul Mercur mai primește câte un bobârnac așa de la aceste planete. Dar are și aspecte bune în plan. Hai să vorbim și despre ele, hai că nu e totul doar o furtună în plan sentimental. Un aspect bun poate fi, la începutul lunii, spuneam de cel trigon minunat dintre Mercur, ca guvernator al iubirii din balanță, unde pune preț pe armonie, pe pace, pe bună înțelegere, pe comunicare, pe compatibilitate, reciprocitate, egalitate și fraternitate. Deci Mercur în balanță primește de la Jupiter, de la voi din zodie, un trigon foarte bun, al treilea de toamna asta. Deci excelent pentru împăcări, rezolvări, pentru gândire pozitivă, entuziasm, pentru iubiri noi, pentru a face iubirea să ruleze, să înainteze, să crească, să progreseze, că Jupiter asta face, dă creștere unui plan și iată, poate fi vorba de iubire, o relație pe care poate acum o începeți sau poate începută deja încă de câteva luni și acum o vedeți cum înaintează bine, promițător. Al doilea aspect foarte bun va fi undeva în jur de 6 noiembrie, când acest Mercur, la momentul respectiv în Scorpion, va primi un sextil foarte bun de la Venus, din Capricorn, emotivitate frumoasă, vorbe dulci, declarații de iubire, momente de pasiune, de atracție între sexe, discuții tet-a-tet despre iubire, pasiune. Pe 10, Mercur va avea un foarte pasional randevou cu Marte în Scorpion. Mercur, guvernator al iubirii, cu Marte, care este la el acasă în Scorpion, plin de patimă, de pasiune, de atracție, de magnetism, de senzualitate, de sexualitate, de tot ce înseamnă amor. Folosiți ziua de 10, plus minus câteva zile, pentru pasiune la apogeu. Vă puteți îndrăgosti, lulea, puteți avea o aventură, un flirt, dar care vă zăpăcește, un moment de atracție, sunteți prins în mreje de cineva nou, bun, cu conotații fizice mai degrabă. Și ați putea spune că e o atracție care nu-i puteți rezista, nici nu înțelegeți de unde. Și simțiți, vă simțiți bine, împlinit, fericit, atractiv, atrăgător. Deci, 10 noiembrie poate veni cu apogeu în plan sentimental și va mai avea loc o conjuncție a lui Mercur. 3 conjuncții are Mercur luna asta, ceea ce e bine. Pe 29 noiembrie, Mercur, la momentul respectiv, în Săgetător, se va întâlni cu Soarele acolo. Acolo, în Săgetător, pe lângă faptul că este casa 11, a casa Vărsătorului, este o casă a anturajului, a prietenilor, a ieșirilor, a societății, a vieții sociale, mai bine zis. Deci, poate fi un moment bun să începeți o relație nouă, să cunoașteți pe cineva, să vă duceți într-un mediu nou și să apară cineva acolo. Un nou grup de prieteni la un pub, la un curs de dans, deci undeva unde s-ar putea să simțiți nevoia să vă alăturați într-un anturaj nou, grup nou, echipă nouă, preocupare nouă, hobby nou, să vă duceți, să descoperiți acolo, la un curs, la o școală, da, și asta, la conferințe, la seminarii, inclusiv de natură, ceva de natură intelectuală, așa, la bibliotecă, la școală, să apară cineva în jur de 29 care vă atrage, remarcați, dar și el vă remarcă pe voi. Este mare atracție acolo și pare să fie o atracție mai degrabă mentală, mai puțin fizică. Fizică este atunci când Mercur se va întâlni cu Marte pe 10. Pe 29 e deja comunicare frumoasă, prietenie, tovărășie, lucruri în comun pe care le faceți.
Așa vă descoperiți afinitățile și așa se leagă și prietenia, care după aia se poate transforma în iubire. Cam asta e cu iubirea. Interesant, hai să vedem și în plan conjugal ce se întâmplă pentru cei căsătoriți. Casa 7-a căsătoriei este acoperită de leu, pe unde luna asta nu trece nimic și multă vreme de acum încolo nu o să mai treacă nimic, ceea ce ați putea spune că e banal. Nimic nu se întâmplă. E, nu chiar nu se întâmplă. Pentru că guvernatorul leului este soarele și soarele are ceva activitate luna asta. Și quadraturi, și conjuncții, și opoziții, și trigoane, de toate. Deci, viața de cuplu trece prin toate dimensiunile, culorile, temperaturile, registrele posibile. Pe 1 noiembrie, soarele va forma o quadratură cu Saturn de la voi din zodie. Acea quadratură care nu s-a mai format de 28 de ani. E, vine o lecție de aia zdravănă în care vă priviți partenerul foarte serios, stați la masa tratativilor, discutați. Măi, e bine ce am construit noi, avem o bază solidă, suntem mulțumiți de căsnicia asta noastră. Am învățat ceva unul de la altul sau unul prin altul. Mergem mai departe împreună, consolidăm relația, dar e o quadratură și quadratura deja vă pune la încercare. Soarele fiind într-un sector înalt, deci clar că se discută luna asta, și v-am spus că nu s-a mai întâmplat de mult, se discută chestiuni la ordinea zilei majore. Unii poate chiar iau niște decizii de alea, unii, puțini, de final. Dacă nu vă mai leagă nimic, dacă nu mai aveți nimic în comun, sunteți trecuți de o vârstă, nu mai există nimic acolo decât niște responsabilități, dar poate și alea deja sunt depășite, de exemplu aveți copii mari și nu vă mai ține nimic împreună, unii s-ar putea să vă gândiți și la un final. Dar poate finalul vine și vă obligă să luați niște măsuri mai serioase, să arătați că ați învățat ceva din vârsta pe care o aveți. Dar foarte posibil, mai ales cei trecuți prin viață, să resimțiți acest aspect. Cei trecuți de 50 de ani, de exemplu. Oamenii maturi care, dacă văd că ceva nu mai există în căsnicii, s-ar putea ori să ia niște măsuri, ori clachează, există și riscul ăsta de a simți că nu mai pot, li se umple paharul, sau își văd de drum. Nici nu trece bine quadratura dintre Saturn și Soare, că Soarele săracul este prins în corț și de Uranus, guvernatorul vostru. Saturn este unul din guvernatorii voștri, Uranus al doilea guvernator, astfel încât pe 1 Saturn și pe 5 Uranus tir către Soare, guvernatorul cuplului. Deci primele zile ale lunii sunt o probă majoră pentru cei căsătoriți. Unii, bineînțeles, nu toți. Poate mai ales cei de... Nu, greu de spus care, din ce parte a zodiei, că ați putea fi oricare. Deci așteptați-vă la tensiuni, la răscoliri emoționale foarte puternice, că Uranus este într-un sector al trecutului, al temeliei căsniciei voastre, al familiei, ce se întâmplă în casa voastră, ceva se dă peste cap, ceva se dezechilibrează, tensiuni, neînțelegeri, se defectează parcă armonia din cuplul vostru. Și care probabil cere măsuri, maturitate, înțelepciune, hai să facem ceva, să reparăm, sau, cum am zis, la revedere, că nu ne mai ține nimic. Și asta o cam faceți, aceste opoziții dintre Soare și Uranus se cam produc de câțiva ani buni și o să se mai producă de vreo 3 ori până când va ieși Uranus din Taur, din sectorul trecutului familiei, al fundamentului vostru familial. Nu-i ușoară perioada. Soarele apoi va forma o altă quadratură pe 15 cu Jupiter de la voi din zodie. Încă o quadratură. Deci e greu și pentru Soare. Două quadraturi și o opoziție. Clar că și căsnicia voastră este testată din greu. Are viitor sau nu are viitor? Mergem mai departe pe aceeași cale sau schimbăm acum pe principiu regim de urgență?
alertă maximă, acui momentul, acui intervine smurdul și salvează cei de salvat, sau vine descarcerarea și trimite la cimitirul de mașini o mașină eșuată. Că se poate și asta, un incident, un accident, între ghilimele accident, bineînțeles, al sorții care să vă strice căsnicia. Unora, bineînțeles, Doamne ferește, nu toți vărsătorii se duc la tribunal să divorțeze acum, dar unii sunteți puși în fața ispitei, a riscului, a pericolilor, probe karmice, fără doar și poate, karmice. Iubirea vă este pusă la încercare, fidelitatea, sinceritatea, capacitatea de comunicare, capacitatea de a tolera pe celălalt, că există orgolie acolo, există un dram de încăpățânare, de intransigență și v-am spus că totul e cam pe turta voastră, aveți tendința de a spune că doar voi aveți dreptate. Poate da, aveți dreptate și o țineți pe voastră, dar dacă o faceți cam aspru, cam dictatorial, s-ar putea să se soldeze și cu niște eșecuri și sentimentale și conjugale. Deci două cuadraturi ale soarelui și o opoziție pun la încercare toate în aceeași lună, ce părere aveți? Măcar dacă unul era într-o lună, altul era într-o altă lună, puteați zice că mă luați și voi un pic de aer proaspăt, dar treceți de o probă, intrați în a doua. E ca la bacalaureat, în fiecare zi câte o probă. Dar soarele are parte și de un trigon foarte bun. Soarele din Scorpion primește un trigon minunat de la Neptun din Pești pe 12. Ei, ăla poate fi un moment de respiro, un moment de liniște, un moment de relaxare, parcă după două poticneli, adică o quadratură și o opoziție pe la mijlocul lunii, mă vă mai trage și voi un pic sufletul. Mai puneți un pic sara la cale, mai vă împăcați cu partenerul. Bun, nu înseamnă că treceți prin toate. Poate unii nu treceți prin niciuna din variantele astea, din probe, prin punctele astea. Dar alții puteți trece întâi printr-o furtună și apoi să le niște scapele. Sau poate numai în partea frumoasă a lucrurilor. Deci trigonul de apă dintre Soare și Neptun poate aduce liniște, discuții față în față, tet-a-tet, ochi în ochi, visare, pasiune, tandrețe, căldură sufletească, prezența celui drag alături, se reaprind acolo niște flăcări. Declarații de intenții, declarații de schimbare, hai să facem niște schimbări, hai să ne mutăm în altă casă. Că se întâmplă și pe axa casei multe. Schimbăm locul și norocul. Hai să mai facem un copil. Deci pot veni și niște discuții de-astea de destin care vă animă, vă fac să visați până departe și vă place ceea ce se întrevede așa frumos la orizont. Neptun este într-un sector al banilor, dar și al stabilității. Deci discutați despre chestiuni concrete. Găsiți soluții, găsiți mijloace, găsiți instrumente să reparați ceea ce s-a mai dezechilibrat pe aici pe acolo. Și finalul de lună vine cu o conjuncție dintre Soare și Mercur, foarte frumoasă de altfel, în săgetător pe 29, și care mai liniștesc scapele, mai respirați și voi în voie, mai, vă mai bucurați de viață, ieșiți cu partenerul undeva, plecați într-o călătorie, visați la viitor, faceți planuri, perspective minunate, sunteți mai optimiști, mai toniști, mai veseli, mai bine dispuși. Foarte bun momentul acesta în care este implicat și Soarele, guvernatorul cuplului, și Mercur, guvernatorul zonei iubirii, unde? În casa 11, casa vărsătorului. Țineți minte data de 29, plus minus câteva zile, bineînțeles, finalul de lună, hai să zicem așa, care vă apropie de cel drag. Puteți reactiva iubirea, puteți reaprinde iubirea. Vă simțiți bine. Ideal ar fi să fiți undeva departe, să nu fiți neapărat în același mediu care sunteți obișnuit, într-o călătorie, de exemplu. Luați-vă o călătorie de 1 decembrie și plecați acolo. Că se menține, bineînțeles, și pe 1 decembrie atmosfera. Știți că e o perioadă atunci de zile libere, de ce nu în săptămâna aia să plecați undeva doar voi sau poate într-un grup de prieteni, că aveți nevoie și de un pic de distracție și un pic de amuzament pe aici pe acolo, să vedeți că viața e și frumoasă, nu doar
chestiuni complicate, nu doar responsabilități, nu doar probe. Poate asta este finalul de lună, conjuncția asta minunată dintre Mercur și Soare. Se rezolvă toate cu brio. Vă recăpătați tonusul, vă recăpătați starea de bine, bună dispoziție, după câte ați trecut. Da, asta poate să fie. O liniștire a apelor, după atâtea probe de încercare, 3, 2 quadratură, o poziție, finalul de lună poate fi, în sfârșit, o gură de aer proaspăt care restabilește buna înțelegere, comunicarea, frumusețea vieții în doi, în care iubirea și prietenia merg mână în mână. Haideți să vedem ce se întâmplă în plan profesional. N-aș spune nimic despre zona locului de muncă, pentru că la voi zona locului de muncă este în casa, este în rac, casa a șasea este în rac. Pe unde nu trece nimic. De aceea am să mă duc direct la casa a zecea, Scorpionul. Zona Scorpionului pentru voi, unde v-am spus deja câte se întâmplă. Cam atâta este lista de pe o foaie a patru de aspecte care se produc în strânsă legătură cu Scorpionul, încât aș putea să fac un rezumat într-o frază și să vă spun că e jihad în plan profesional pentru voi. Luptă, luptă și iar luptă. Dar haideți să detaliem totuși. Pregătiți-vă pentru șocuri, dar și lucruri minunate. Să nu credeți că e totul numai o probă. Acum să nu vă supărați pe mine că vă zic de rău, dar e o perioadă grea, ce să mai vorbim? Este singura perioadă din an cu 3 planete în Scorpion. Hai să zicem că spre final de lună se mai liniștesc apele, spre final de lună pe 22 Soarele iese din Scorpion, pe 24 Mercur iese din Scorpion, dar rămâne Marte acolo. Dar undeva între 6 și 22 aveți 3 planete în Scorpion, iar pe 4-5 are loc și faza de lună nouă în Scorpion. Multe. Nu o să fie liniște deloc, pentru Scorpionul e foarte turbulent, e foarte nervos, agitat. Hai să pornim cu o conjuncție, că o conjuncție e frumoasă, e aducătoare de schimbare, de noutate, de evenimente. Pe 10 noiembrie vă vorbeam de conjuncția dintre Marte și Mercur, de acolo din Scorpion, care spuneam că ajută foarte bine zona sentimentală, aduce pasiune, dar pasiune aduce și în carieră. Idei curajoase, idei de schimbare, idei de a o lua de la capăt în altă direcție, dar această conjuncție de pe 10 este un fel de continuare a lunii noi din Scorpion de luna asta. Pe 4-5 noiembrie are loc faza de lună nouă Scorpion, adică luna și soarele se întâlnesc în Scorpion, ca apoi să se întâlnească și cele două planete de care ziceam, Mercur și Marte. Practic toate cele patru planete care trec prin Scorpion luna asta au și niște conjuncții. Normal că se întâlnesc acolo în aceeași ogradă, se mai ciocnesc unele de altele, metaforic vorbind. Deci luna nouă de pe 4-5 combinată cu această conjuncție de pe 10 dintre Mercur și Marte generează aerul schimbării, vântul schimbării, obligația schimbării. Vreți, nu vreți, se cam întâmplă ceva acolo. Poate e voință proprie, Marte e voință proprie, vine din propria voastră dorință de a face o schimbare, și Mercur fiind ideea, Marte fiind acțiunea, ideea se transformă în acțiune. Și Scorpionul ce înseamnă? Punct și de la capăt. Stop și restart. Las totul balt aici și pornesc în altă direcție. Renaștere. Final cu renaștere în altă parte. Deci cine știe dacă nu schimbați locul și norocul, profesia, calea, noi provocări, noi direcții în plan profesional. Conjuncțiile, da, generează noutate și tot aveți niște noutăți pe acolo. Și luna se va întâlni și cu Marte pe 4, cu Pluto pe 9 și se ocupă cele două planete de
Scorpion, guvernatorul scorpionilor, scorpionului, care joacă un rol în cariera voastră. Deci pe 4, pe 9, pe 4, 5 din nou, luna 9 și din nou pe 10, deci hai să zicem prima decadă a lunii, generează scânteia ca la când pornește centrala, are nevoie de o scânteie ca să dea drumul la foc și să încălzească apa din centrală. Cam asta se întâmplă și la voi. Cele câteva, 4 conjuncții din prima parte a lunii generează curajul schimbării, obligația schimbării, nevoia schimbării, dorința schimbării, spuneți-i cum vreți, se deschid niște uși, dar vi se cere și curaj să porniți pe ușile astea. O fac sau nu o fac? Pentru că aceleași planete de aici din Scorpion sunt și ținute pe loc de planetele din Vărsător, Jupiter, Saturn, de Uranus, guvernatorul vostru. Deci dorința schimbării există. Vreau altceva, vreau altă carieră, vreau altă cale, vreau o noutate, vreau o provocare, eu pot mai mult. Dar în același timp, aceleași trei alte planete, stai, nu-i chiar așa ușoară schimbarea. Ai curaj? Ai studiile necesare? Ai experiența necesară? Ai făcut ceva până acum? Deci schimbarea se arată așa la orizont, ca o himeră, ca o vrajă foarte atrăgătoare. Scorpionul este extrem de magnetic, deci e ceva care vă cheamă cu o forță de atracție colosală, dar în același timp există o reacțiune, un elastic care vă trage înapoi și vă pune la încercare. Da, poți obține lucrurile astea, vă spune destinul, dar, și când zic dar, vin testele. Pentru că aceleași trei planete sunt prinse în cele 5 quadraturi și 3 opoziții despre care tot v-am zis. V-am zis la început și toate cu conotații profesionale. Puteți ajunge acolo, fără doar și poate, nu zice nimeni că nu le obțineți, dar cât de greu, cu câtă insistență, cu câtă ambiție, cu câtă luptă, cu câte teste de dat, test după test după test, odată la câteva zile, câte o altă planetă vă mai trage un pic înapoi. Ceva din urmă nerezolvat, niște examene nedate, niște sarcini neduse la îndeplinire, niște lecții neînvățate de la viață, nu neapărat din domeniul în care lucrați. Greu de spus ce se poate întâmpla, nu înseamnă că veți trece prin toate cele 8 aspecte tensionate. Fai, nu, nici vorbă de așa ceva. Dar din 8, câteva tot vă ating așa tangențial cu aripa, încât vă dau o lecție, vă dau o lecție la orgoliu, la ego, la răbdare, la încredere, la curaj, la greșeli, la impulsivitate, la agresivitate, toate astea vor fi lecții. Încăpățânații s-ar putea să primească o lecție, cei care se grăbesc vor rezultate imediate, cei care mai uită de lege, fac treburi așa la limita legii și aceia pot primi câte o lecție. Cei care riscă, cei care nu riscă, da, ciudat. Un fel de orice îi face, tot aiurea iese. Orice îi face, tot primesc câte o palmă. De-aia trebuie să vă pregătiți, că doar luna asta se întâmplă. Nu s-au produs în octombrie, nu o să se producă în decembrie. Doar luna asta grămadă toate. Ceea ce tensionează major imaginea voastră profesională, încrederea voastră de sine, reputația voastră, poziția voastră, puterea voastră, autoritatea voastră, autoritatea voastră în ochii altora sau în proprii voștri ochi, da, poate chiar și voi aveți, faceți niște greșeli, să zicem, niște alegeri nepotrivite și după care vă chinuiți singur, vai, cum am putut să fac asta, vă pare rău, vă autopedepsiți și criticați, acuzați voi înșivă, pentru că e vorba și de planetele de la voi din ogradă. Deci și voi vă uitați într-o oglindă și s-ar putea să vă vedeți toate defectele. Sau tot voi vă uitați într-o oglindă și spuneți, tu poți mai mult, tu, cum de stai în zona asta în care nu se mai întâmplă nimic, cum de accepți rutina, cum de accepți planul 2, cum de accepți modestia, nimicul, luptă, fă ceva. Da, poate chiar voi vă auto-îmbărbătați să faceți schimbarea. Ceva pe principiu, acum e momentul, ce mai aștepți?
Și Uranus face același lucru. Uranus vă îndeamnă să vă eliberați niște blocaje din trecut, n-ați avut curaj să faceți niște schimbări, acum e momentul. Dar curajul ăla e diminuat, sunt frici acolo, e nesiguranță, neîncrederea aia în voi de care ziceam. E ciudată luna aceasta. Ceva vă zice, hai fă, că ăsta e momentul, altceva vă spune, da, hai, așteaptă luna viitoare, că poate e mai ușor, da, poate e mai ușor luna viitoare să faceți niște schimbări. Că acum, nu știu dacă o să stați voi așa în planul 2 și așteptați vremuri mai bune, că totuși provocările apar. Acu e luna nouă, nu luna viitoare. Dacă ar fi doar luna nouă, poate v-ar îndemna la schimbare acum. Dar vin și toate quadraturile și opozițiile astea tot acum. Poate le puteți ocoli, evita, trece pe linie moartă și să nu vă afecteze, astfel încât să vă concentrați doar pe schimbare. Pe luna nouă din Scorpion de pe 4-5. Altceva interesant. După 8 aspecte tensionate, câteva conjuncții bune, scânteile alea de schimbare, hai să vorbim totuși și de 2-3 trigoane de apă. Pentru că planetele de aici din Scorpion pe parcursul lunii primesc și 3 trigoane de apă foarte bune de la Neptun din Pești, care spuneam că poate avea efecte financiare, dar poate sunt exact refilul ăla de energie de care aveți nevoie. Treceți prin 2-3 probe, vă duceți la PECO și mai umpleți rezervorul. Mai treceți prin 2-3 probe, mai primiți o doză de inspirație și de combustibil. Deci e bun acest du-te vino de energie. Probă, pauză, probă, pauză. Cam așa o să fie luna pentru voi. Ceva pe repede înainte, vă mai liniștiți, vă mai trageți sufletul. Pentru că tot planetele alea atât de tensionate de Uranus, Saturn și Jupiter, zdravăn, aceleași planete primesc trigon de la Neptun, care vă liniștesc, care vă încurajează, hai că ești bun, hai că poți, ia de aici resurse, ia de aici inspirație, ia de aici încredere, credință. Deci aveți și de alea și de alea. În compensație, tot stresul se liniștește de la trigoanele lui Neptun. Toată lupta este recompensată financiar și merită, sunteți motivat. Deci gândiți-vă, 4 planete mari, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, intră în relație cu 3 planete rapide, să nu le zic mici, Mercur, Soarele și Marte. Prea multe. De-aia v-am spus că am o listă de aspecte. 3 trigoane, 5 quadraturi, 3 opoziții, toate grămadă către planetele din cariera voastră, imaginea voastră, reputația voastră, poziția voastră, împlinirea voastră, satisfacția voastră, succesul vostru. Probă după probă, dar sigur veți trece peste toate. Pentru că planetele astea care vă pun la încercare sunt aliații voștri. Jupiter, Saturn, care intră în quadraturi, sunt la voi în ogradă. Apoi, tocmai musafirul vostru, Jupiter sau musafirul vostru, Saturn, să vă dea peste cap? Adică au venit la voi în vizită și vă dau sufrageria peste cap? Ar fi culmea. Sau Taman, Uranus, guvernatorul vostru, tăticul vostru? Da, tata, mai bine și nervos acasă și mai dă și în stânga și în dreapta. El vă trage la răspundere. Da, culmea, doi musafiri și tata, hai să zicem un musafir, că Jupiter e musafirul, Saturn este, hai, mama, Uranus, tata, amândoi, pac, săgesc către zona carierei. Vă mai ceartă mama și tata, așa este. Și mai vine și musafirul în vizită și vă mai răscolește sufrageria. Dar tot voi, cu răbdare, cu calm, cu toleranță, cu încredere că va fi bine, cu un ram de optimist de la Neptun, veți trece cu brio. De ce? Pentru că Neptun este într-un sector al valorii voastre. Da, greu, dar sunteți conștienți de valoarea voastră. Neptun vine și vă spune, e greu, știu, vine și vă mângâie pe
pe crește, ce spune, te înțeleg, că Neptun e înțelegător, e tolerant, te înțeleg, știu că e greu prin ce treci, dar poți, ai, cu ce? Neptun e resursa voastră principală de încredere, de credință, din nou zic credință. Ai cu ce, vă spune Neptun? Ai resurse din belșug, folosește-te de ele, lasă frica deoparte, lasă timiditatea deoparte, lasă neîncrederea deoparte. Ai cu ce? Neptun e în casa a doua, casa resurselor, casa valorii voastre. Și dacă sunteți conștienți de valoarea voastră și nu vă lăsați păcăliți de toate aceste quadraturi care acolo lucrează la imaginea voastră, la succesul vostru, vă cam subminează un pic poziția, dar Neptun vă dă apă la moară să treceți cu brio și peste acest moment, fără să vă pierdeți încrederea în valoarea voastră. Ați auzit un câine, semn că am spus adevărul. Cam asta este luna pentru voi, foarte interesantă, grea, provocatoare, dar cu siguranță veți face față cu brio. O lună bună vă doresc!